numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Iubitați, ce să vă spun în 10 minute, să fac mai puțin. Cuvântul lui Dumnezeu, care astăzi, la această sărbătoare, nu face altceva decât cred că așa potrivit în Dumnezeu Dumnezeu, așa toți cei voi toți, cei suntem prezenți aici, suntem prinși într-un plan de mântuire a lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Ascultăm cuvintele frumoase a fraților din Cuvântul lui Dumnezeu, astfel am să încerc doar două, trei versete care zice așa. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și un alt cuvânt, un alt verset zice așa. Și fără credință este cu neputință să fim plecuți lumii, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Căci vă spun, încă un alt verset, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. N-am să încerc să mă opresc la cuvintele acestea, pentru că sunt versete cunoscute și puse la dispoziția noastră celor ce citim Cuvântul lui Dumnezeu, celor care le-am cunoscut, le-am citit și cât de mult le-am înțeles sau le-am pus în practica vieții noastre, știe doar Dumnezeu și cred că și noi personal, unele din ele. Amintind fratele un cuvânt aici, aș vrea doar în câteva cuvinte să ne oprim la cuvântul care s-a amintit de la evrei, trecem peste cei ce am citit, care cuvântul de la evrei spune așa. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme ce mi-ar putea face omul. Și mai jos spune cuvântul cel mai important sau cel mai frumos, un îndemn, de fapt, din partea lui Dumnezeu, să privim, să ne uităm cine a fost fratele Marin, cine au fost înaintașii noștri. Aș vrea să vă spun, în celelalte două versete vedem cel puțin trei lucruri. Eu așa le văd și așa le înțeleg. Și în el, primul lucru ar fi, hai să și citim ca să înțelegem mai clar, zice așa, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Vedem cel puțin trei lucruri aici și am să le spun pe scurt. Este vorba de trecutul care a trecut. Este vorba de prezentul nostru care suntem astăzi. Și este vorba de viitorul nostru. Trei lucruri ne pune Dumnezeu să privim la acești înaintași, care de fapt îl sărbătorim pe fratele și numai pe fratele Marine, pentru că când spun înaintașii oaste sau sfinții oaste, tare mult îmi place să spun sfinții oaste, oaste Domnului, oaste are sfinții ei, așa e care sfinții ei, biserica are și a sfinții ei. Nu judecăm noi, sau nu trecem de la un alt, dar oastea Domnului a avut și are sfinție. Hai să încercăm să vedem ce este trecutul sau ce a fost trecutul. Am putea spune, cum se spune de fapt, sau spunem, auzim, spunem de unii sau de alții, nu m-a mai interesat ce a fost trecutul. Și poate și noi am spune că nu ne interesează. Dar privind în oglinda aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne îndeamnă să privim, să ne aducem aminte, cum s-a amintit aici, n-am să încerc să mă lungesc, despre fratele Marine.
omul acesta a fost un om al lui Dumnezeu. De ce a fost un om al lui Dumnezeu? Pentru că el a devenit ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelia lui Dumnezeu. Și atunci când face acest lucru, ce frumos spune Mântuitorul Domnului Iisus, spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu, nu? Deci, și al doilea lucru, parcă ar trebui cel puțin să mă întreb eu pe mine, și lucrul acesta ar trebui să facem fiecare dintre noi, să ne întrebăm astăzi cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Cine suntem, cum suntem și care este situația noastră în ce și privește viața noastră cea duhovnicească. Ieri am făcut 75 de ani și mulțumesc lui Dumnezeu. Și mă gândeam aseară, Doamne, ce am făcut eu în 75 de ani pentru Tine? Am făcut doar ceva. Rele am făcut destule. Neascultări și alte lucruri am făcut neplăcute, Doamne. Dar am zis, Doamne, de aici ajută-mă să fac măcar de ce încolo. Și m-am gândit la un lucru pe care fratele Vulbran l-amintea, poate că l-ați și ascultat când era la închisoare. Erau mai mulți frați în celulă cu el și acolo era un tânăr de 22 de ani. Și l-a dus la judecată, cum îi scutea pe rând, azi, unde, mâine Vulbran, pui unde te-am dus și așa mai departe. Și când se întoarce tânărul, fratele Vulbran, zice, l-am întrebat: nu, cum e dragul meu, fratele meu, tânăr? Nu răspunde nimic, tânărul. Dar spune, cum e, ce-a făcut, ce ți-a făcut, ce condamnare, ce? Cum a fost? Ce a fost așa de frumos și așa de bine, ca atunci când a venit îngerul și a zis, binecuvântat ești tu între femei. Lasă-mă asta, zice fratele Vulbran, dar spune, care e condamnarea ta? Zice, vreau să vă spun că m-au condamnat la moarte. Trecutul nu mai contează, nici viitorul nu mai contează, ci pentru mine contează prezentul. Am ajuns la capăt să mă bucur de ceea ce Dumnezeu mi-a primit. Și peste două ceasuri vine să leie, să-l ducă la plutonul de execuție, să-l execute. Și ala iarnă și zăpadă, avea și în picioare ca un deținut ce avea, să dezbracă de haine, rămâne dezbrăcat un kilou ce avea, și aruncă la frații la și hainele și încălțămintea. Și frații spune, fratele Vulbran, mi-i spune, zice, frate drag, hai departe până acum. Lasă încălțămintea în picioare. Fraților, pentru mine nu mai contează. Nu mai contează nimic de acum. Am ajuns la capăt de drum și zice, știu cum ești bucuros. Și m-am gândit la povestea, la întâmplarea aceasta, ce înseamnă în viața unui om credincios care rămâne într-o credință sănătoasă legată de cuvântul lui Dumnezeu și rămâne doar ascultător. Am gândit că vorbea frate zicea, ce frumos îi se vorbește despre unii oameni, despre sfinți. Dar parcă când ne întoarce să ne verificăm, parcă a trăi este așa. De a face parcă este așa de greu. Ei au făcut, au suferit. Noi ne bucurăm acum de cei, de suferințelor, de pușcările, de bătăi, de tot ce ne bucurăm pentru că ei au suferit până la capăt, pentru ca noi să avem astăzi hrana duhovnicească, să avem niște, adică au fost niște exemple pentru mine și pentru frăția ta și natural. De aceea ne-a vrut cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băcare de seamă. La sfârșitul lor de vețuire. Nu-i așa că e tare frumos când privim. Fă la momentare săptămâna trecută la Osorul de 72 de ani. Ce frumos e cât îi duci. La cineva când trece la Domnul în liniște și în pace. O altă soră, când e la 32 de ani, parcă o văd în față acum,
Îi chema să cânte fiecare seară și a cântat cu noi până închis ochii. Și ne-a privit și a spus, eu plec acasă acum, sunt așa de mulțumit că am încheiat drumul cu Iisus Hristos. Asta avea Hristos de la noi. Este gata să îmbrățișeze, este gata să ierte, este gata să ne primească, dar Dumnezeu își face partea Lui. Dar noi avem partea noastră pe care ni s-o facem. Domnul să ne ajute să ne facem partea noastră, să rămânem ascultători, nu numai ascultători, și împlinitor, că atunci și împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute în tot ceea ce facem, să facem ca pentru Hristos, ca felul acesta să fie plăcut lui Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu, până la urmă, și până la urmă spunea un frate aici, foarte interesant, foarte frumos, nu e timpul să ne ducem. M-am gândit, mă, dacă toate aceste, cum zice la Sfântul Petru, zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă toate aceste lucruri au să se strece, ce fel de oameni ar trebui să fii tu, Nicolae, îmi spun mie, într-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Fiului Dumnezeu. Slăviți să fie, Domnul! Amin!